impozitele astea. Ar trebui să fie clare. Pă, uh, ai o fermă de 500 de oi, ai nevoie de atâția muncitori, ai nevoie de atâtea, de atâtea uh, produse, bă, costurile sunt astea, plătești atâta pe an. Salut! Nu te mai încurci că cât ai produs, cât n-ai produs, cât ai obținut, dom'le. Pe fiecare fermă ai o impunere Anuală, care cu siguranță fiecare fermier ar fi dispus să plătească un impozit, dar să fie uh, onorabil și atunci toate lucrurile s-ar regla din, 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 din capul locului. Nu ar mai spune că este evaziune fiscală în agricultură. Doamne, astea trebuie să le, să, le, să le implementăm în toate domeniile care sunt în, 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 în partea de. De partea de țară, unde, omul produce. Omul produce și țuică, omul produce și, bă, și bă, mere, pere, prune, mere. miere de albine, tot. Pe fiecare element stabilit un impozit, dar stabilit și lăsat an și ani de zile.